Bună dimineața, oameni buni, sau probabil bună seara când o să vedeți voi vlogul. Zi însorită aici în Tenerife, ca și toate de altfel. De obicei sunt 26-28 de grade pe vremea asta, să zic, în decembrie, ianuarie, e foarte bine. Câteodată apa oceanului e mai rece, câteodată e mai caldă, dar în general se poate face baie. Eu mă uit, sunt chiar în fața blocului meu aici și mă uit de pe balcon în fiecare zi și văd oamenii în apă, chiar și copii foarte mulți, deci înseamnă că n-am încercat încă apa până acum, că am avut probleme administrative totdeauna. Când venim în Tenerife, primele 2-3-4 zile sunt probleme de pus la punct, le-am rezolvat și acum începem să ne relaxăm, să facem plajă, să facem vloguri. E și Ștefan aici, a venit de luni și probabil că o să facem câteva live-uri până pleacă. El nu stă așa mult ca noi, stă doar vreo 2 săptămâni, deci pleacă la începutul lui ianuarie. Oricum o să facem Crăciunul și Revelionul împreună și probabil că diseară o să fac un live cu el. Probabil că vlogul o să-l pun ori înainte, ori după. Vreau să vă iau cu mine acum la plimbarea de dimineață, pentru că eu în fiecare dimineață merg mult la plimbare. Fac 7-10 km în fiecare zi și vreau să vă iau un pic cu mine la plimbare. Știu că am mai făcut live-uri și vloguri de pe traseul ăsta, dar sunt foarte mulți care mi-au scris și vă doriți să mai revedeți. Sunt și foarte mulți români care sunt aici deja și mi-au zis: bă, nu mai fă vloguri de Tenerife, că deja sunt prea mulți români pe aici, nu știu de ce îi încurcă sau de ce îi deranjează că sunt mulți români. E foarte bine că sunt mulți români, hai să facem Tenerife insulă românească. Mergem la plimbare. Îmi plac foarte mult palmierii ăștia, că sunt chiar în dreptul blocului meu și când ies aici, dacă n-am chef să stau pe șezlong, mă pun la umbra unui palmier. Plin de terase care servesc breakfast-ul la prețuri mai mult decât ok și se poate mânca un mic dejun englezesc începând cu 3-4 euro până la 7-8 euro. Sunt foarte mulți care stau aici în zonele astea rezidențiale. Blocurile astea de aici, de obicei, oamenii cumpără apartamentele ca să le închirieze și cei care stau aici, fiind în vacanță, foarte puțin vor să gătească și atunci mai mult merg pe terasă să se mănânce. Deocamdată nu e foarte multă lume pe șezlonguri. O să iau un pic. De fapt sunt în Adidas, nu mă bag prin nisip. O să iau totuși pe aici așa. E dimineața, aici e 10 fără 5. Aglomerația, să zic așa, începe de la undeva, de la 11 jumate. Lumea stă mai mult, terasele sunt pline în fiecare seară și oamenii stau mai mult la distracție, să zic așa. Chiar vis-a-vis de noi aici e un karaoke și e foarte frecventat de englezi și unii sunt mai talentați, alții mai puțin talentați, dar na, oamenii sunt vacanță, se distrează cum pot și ei. O casă pe plajă aici interesantă. Văd că scrie că se vende. Nu știu cum a scăpat asta de urbanizarea asta, de noile construcții. E foarte veche, de când venim noi în Tenerife, cred că are vreo multe zeci de ani. Eu sunt acum în Los Cristianos și merg pe traseu obișnuit spre Playa de las Americas. Și după care mă întorc înapoi. Mai sunt în spatele meu niște stânci interesante pe unde mai mergem noi la plimbare. Și aici e o zonă, chiar puțin mai în față să vă arăt, unde se organizează tot felul de campionate de volei. Sunt foarte multe terenuri de volei pe plajă. Și aici sunt niște chioșcuri care au dublă utilitate. O iau pe aici dacă sunt deschise. Dimineața, nu în fiecare zi, dar de vreo 2-3 ori pe săptămână, vin fermierii, vând legume, fructe proaspete. Acum văd că sunt închise, nu e dimineața aia. Și seara
seara vând suveniruri și tot felul de chestii de genul ăsta. Ăștia sunt trei magi făcuți din beculețe și din sârmă, foarte frumos, luminează seara, o să vă arăt și seara pe aici. Și la ei magii, sărbătoarea magilor, undeva între după Crăciun și înainte de Revelion, e mai importantă decât Crăciun, adică e mai mult sărbătoresc magii ăștia, venirea magilor, decât Crăciunul spaniolii. Și o paradă foarte frumoasă, v-am pus-o anul trecut pe vlogul de anul trecut din Tenerife, dacă vreți să vă uitați. Și hai să vedem aici, că am zis că vă arăt niște prețuri, să văd dacă scrie. Asta e meniul zilei. Grill pork chops. Nu sunt prețuri de mic dejun, dar găsim sigur mai încolo la vreo terasă să vă arăt. Sunt deja, cred că 25-28 de grade. Cam așa. Toată lumea, unii spre plajă, alții spre cumpărături. Am noroc că am un supermarket chiar la parter acolo. Consider că am făcut o investiție foarte bună, că prețul a crescut foarte mult, adică cu peste 50% de când am cumpărat de acum 2 ani din iarnă apartamentul. Ceea ce e un randament extrem de bun. Oricum, v-am zis, randamentul în Tenerife e undeva la 10% minim și poate să fie 12-14%, depinde de poziția apartamentului și depinde de ce facilități oferă. Oricum, e o investiție mult mai bună decât într-o țară unde nu este sezon 12 luni, sau într-un loc unde nu este sezon 12 luni pe an, că aici fiind sezon 12 luni pe an și fiind așa de cald și iarna, oamenii vin tot timpul și atunci normal că și probabilitatea de a-l închiria cât mai, o perioadă cât mai îndelungată, mă refer ca zile de închiriere, pentru că cel mai rentabil e să închiriezi pe termen scurt. Unii sunt mai comozi și nu vor să tot schimbe atâta chiriașii și închiriază pe termen lung, dar majoritatea oamenilor închiriază pe termen scurt și e mult mai avantajos așa. Se plătesc 15% impozit și 15% firme de închirieri care se ocupă de închisușa, deschisușa, schimba lenjerii, făcut curățenie după fiecare chiriaș. Aici acum suntem în port, e portul de la Los Cristianos și sunt mai multe magazine de pește. Aduc pescari dimineața și oamenii ăștia vând aici pește. E pește proaspăt în fiecare dimineață. Lup de mare, dorada, creveți. Și dacă vrei să-ți gătești acasă, e o idee foarte bună să vii aici să cumperi pește la prețuri rezonabile. Nu știu dacă am mai spus, dar prețurile aici sunt maxim ca în București, la supermarket, dacă nu mai mici. Acum una ora. Buenos días. Merg înspre Las Americas. E un tunel aici de trecere cu un ecou interesant. De câte ori venim cu copii și Iustin deja s-a învățat, de câte ori venim pe aici și trece pe tunel, țipă ca se audă ecou. Deocamdată e prea dimineață, foarte multe terase, n-au breakfast și atunci deschid de-abia la prânz. Și asta e aici, o terasă cu pește și deschide în jurul prânzului. Deja alergătorii care trec prin fața blocului în fiecare dimineață și care sunt foarte mulți, toată lumea face sport aici, s-au mai împuținat pentru că deja e cald, e căldură și e destul de
neplăcut să alergi pe, pe căldură. Ăsta e tunelul de care vă spuneam, cu ecou. Mam! A-o! Sau de ecou. Aici e mai atât în stânga, e o construcție foarte interesantă. Chiar am trecut ieri pe aici cu prietenul meu Ștefan, cu teoria ale conspirației. Cercul ăsta și cu chestia asta, că e ceva de origine extraterestră. Și oricând se așteaptă să deschidă ușile astea, să iasă o navă care să decoleze. Și mare liniștită azi. Se văd bărcile în, în depărtare. Astea sunt bărci care se închiriază și e plin de chioșcu de astea, tonete, cum e ăsta. Și poți să-ți iei excursie de o oră, de două, de o zi, de jumătate de zi, depinde fiecare cum, cum vrea să-și ia. Vă arăt un pic bărcile de mai aproape. Și plaja, uitați ce nisip frumos. Nisip fin, așa. Acum de, abia a început lumea să vină la... la plajă. În față, blocul anal galben e cel mai vechi bloc de locuințe construit în zona asta, nu știu dacă în tot Tenerifele, dar sigur în zona asta, Las Americas, Los Cristianos, e din 1960 ceva, în jur de, nu mai știu exact, da. Cam în jur de 1960 este, dar și acum apartamentele sunt foarte scumpe și greu de, de găsit acolo. În general, de când au început conflictele astea și în Ucraina cu ruși și în, și în Israel, foarte, foarte mulți occidentali, mă refer la nordici, mă refer la englezi, olandezi, au venit aici să-și cumpere. Și chiar s-au mutat foarte mulți. S-au mutat în Tenerife. Am început să vizitez din nou oamenii ăștia care au restaurante, un restaurant aproape de noi. Doi români care se descurcă foarte bine și full tot timpul, au multe mese, au, nu știu, 40-50 de mese. Și e full seara restaurantul. Au și mâncare bună, am mâncat acolo și anul ăsta și anul trecut. Bine, l-am și filmat restaurantul, e cu un toreador afară și am vorbit cu ei și am mai vorbit și cu cei de la restaurantul Transilvania, cu Adi am vorbit, că pe Maria n-am apucat să o văd, că Adi a venit la mine să mă ajute cu o problemă cu aerul condiționat și îmi spunea că asta e cea mai mare problemă, că nu găsesc oameni. Adi mi-a renovat apartamentul și lucrează fantastic, adică nota 10, n-am avut nimic să-i reproșez și n-am avut niciun fel de bătaie de cap. I-am dat cheia, i-am dat banii și mi-a dat cheia când a fost totul gata. Așa că dacă vă hotărâți să cumpărați ceva aici, vă recomand cu căldură. În România, vă spun, am găsit așa ceva, am avut un stres și o problemă cu, așa de mare cu casa lui Alex. Din 10 firme care au lucrat pe diferite teme, 8 au făcut treabă îngrozitoare, a trebuit să repar după ei, să plătesc în plus, a fost ceva, un coșmar. Nu mai construiesc nimic, România m-a înjurat. Numai oameni serioși, numai nesimțiți, numai fușeralnici, nu termină treaba, nu strică, nu vreau să blamez, să zic că, domnule, în România nu e nimic bine sau ceva, dar vă spun experiența proprie, de câte ori am construit ceva, am avut... În afară de casă, de la Frumușan, care am avut o firmă super pe care am și recomandat-o și mi-au dat casa la cheie, în rest numai probleme. Acum cu casa lui Alex cred că am îmbătrânit 10 ani câte probleme am avut. Și v-am zis, din 10 firme care au fost, 8 au făcut numai tâmpenii și a trebuit să reparăm după ei, să
refacem și a fost îngrozitor. Noroc că am terminat, mai avem doar de pus mobila și gata, da. V-am spus, pentru orice nu m-aș mai băga două oară. Și de-aia vă spuneam de Adi că am fost super mulțumit, are o echipă și chiar se plângea, domnule, nu găsesc oameni serioși, băieți care să vor să muncească în construcții, să pună o gresie ca lumea, o faianță ca lumea, un parchet sau... Nu mai vrea nimeni să muncească, toată lumea vrea bani. Dinainte, bani mulți, fără să arate prima dată ce știe sau ce poate. Oricum, din cauza cererii astea mari, au crescut prețurile, v-am zis, foarte mult față de când am cumpărat eu apartamentul, am fost foarte inspirat. Eu de mult aveam de gând să cumpăr aici, în Tenerife, dar neștiind limba deloc și ăștia foarte puțin vorbesc engleză, mi-era frică cu notariatul, cu actele, cu tot felul de formalități care se fac în momentul când cumpere o locuință. Dar când am găsit-o pe doamna Lili și am văzut că e femeie serioasă și de treabă și are experiență, că e de 20 ceva de ani aici, n-am mai stat pe gânduri și știți că am făcut vlog acum 2 ani când am cumpărat apartamentul. Am cumpărat imediat. Și doamna Lili este copleșită de cereri, câte cereri are de la român de apartamente. Ca și prețuri, că m-ați tot întrebat, v-am spus, încep cam de la 70-100 de mii un studio, adică o cameră, și se duc până la milioane, depinde câți bani ai. Și prețul face și zona și suprafața și facilitățile care sunt în zona respectivă. Eu acum mă gândesc serios să las apartamentul ăsta la închiriat și să cumpăr un apartament sau o casă într-o zonă puțin mai retrasă, nu chiar la mare, pentru că seara e destul de multă gălăgie, oricum nu-i lasă după 12 noaptea, până la 12 atât, dar sunt barurile astea pe lângă noi, că fiind chiar pe plajă, mai fac câte o petrecere, mai asta nu în fiecare zi, mai multă weekend, dar e agitație multă și mă gândesc la nu să iau o casă sau un apartament, nu foarte departe, oricum la 5 minute de mare, dar într-o zonă unde nu sunt terase, unde nu sunt restaurante, o zonă doar rezidențială. Ăsta e planul. A fost un an foarte obositor, așa să zic, din toate punctele de vedere, pentru mine, pentru personal, din multe situații neprevăzute și la firme și în viața personală și peste tot, și aici chiar mă relaxez și încep să-mi revin. A fost un an greu, ce să zic, din toate punctele de vedere, dar se duce mai câteva zile și vine 2024, care sigur va fi un an mai bun. Eu de obicei îmi merge mai bine în anii cu soț și mai rău în anii impari. O bere 1,50 €. Pentru amatorii de bere. O să iau tot pe plajă și mă întorc prin Las Americas, prin oraș, ca să vedeți și voi. Nu că nu v-am mai arătat, dar să vă mai updatez. S-au mai deschis magazine, s-au mai închis altele. Chiar de vis-a-vis de blocul nostru este portul și de acolo pleacă feriboturile. Cel mai scurtă destinație de aici, din zona asta, sau din Tenerife, mă rog, e La Gomera, care e o insulă foarte, foarte aproape, care dacă e senin, se și vede de aici. Și foarte frumos am fost și eu și am făcut și vlog, mi se pare, de acolo, Las Palmas. E foarte frumos insula și foarte verde, multe ferme de tot felul de banane, de foarte frumos.
Am vorbit cu familia Jicol și poate mergem într-o zi. Drumul un pic mai lung cu feribotul, se fac vreo 2 ore jumate spre 3, depinde că sunt două feluri de feriboturi, unele mai rapide, mai speed, altele mai lente și diferența aproape de o oră între un feribot rapid și unul mai lent. Deja e foarte cald și nu mi-am luat șapcă. Am închiriat o mașină și am dat-o lui Alex, a plecat Alex cu noră mea și cu aia mică, cu Irina și cu o parte din familia Jicol, cu Anisia, cu prietenul ei și cu Mihail, au plecat la Loro Park ca să vadă animăluțele și mi-am lăsat șapca mașină. Dacă văd că nu mai pot, o să mai dau 5 euro și mai îmi cumpăr o șapcă. Ce să facem? Asta este. Aici sunt tot felul de locuințe care se cumpără și după aia se închiriază. Unele, astea cu Parc Santiago, au și funcționează în regim hotelier și atunci plătești un comision celor care se ocupă și ei închiriază mai departe pentru tine. Au site-ul lor, sunt și pe Booking. Și Parc Santiago 1, Parc Santiago 2, Parc Santiago 3. Sunt vechi, sunt mai mici camerele, dar poziția e foarte bună. Adică cei care vin de obicei caută să fie cât mai aproape de mare și dacă în poza care o pui se vede și mare de pe terasă, șansele de a închiria sunt mult mai mari. Foarte frumos azi, foarte senin. Nu sunt valuri. E ziua de aia liniștită așa de sta pe plajă și zăcut așa să nu faci nimica. Știu că unii dintre voi sunteți încă la frig sau sunteți încă la muncă, dar nu am făcut vlogul ăsta ca să vă oftic, să vă arăt eu ce bine o duc eu sau ceva. Am făcut să vă arăt și alte locuri de în lume. Adică cei care vă uitați acum de la zăpadă, de la frig, de la serviciu, să nu mă înjurați prea tare. Aici sunt tot felul de restaurante. Se servește și micul dejun. Se kan misschien de schijn wel op aan. Tapas. €1. Un euro pint bir. Și după aia s-a răzgândit și a pus €1.50, probabil că era prea puțin. Uitați-vă ce vă spuneam, breakfast englezesc. E plin de lume aici la breakfast. E full. Deci breakfast englezesc, €3.50. Nu știu câte locuri la noi la mare puteți să serviți asemenea breakfast cu €3.50. Și astea sunt prețurile la felul 2. Adică, nu știu, sunt unii oameni care n-au fost niciodată aici, n-au văzut, dar tot timpul când fac vlog din Tenerife, țipe că sunt prețurile mari, că v-am zis și la supermarket și la restaurant, prețurile sunt mai mici decât în România. Că te aștepți fiind insulă, ei v-am mai spus și în alte vloguri, au niște facilități fiscale. Se consideră, din cauza că sunt mai aproape de coasta Africii decât de Spania, se consideră zonă defavorizată și atunci au niște scutiri de taxe la foarte multe produse, nu știu dacă la și mâncare, dar ce pot să vă spun că parfumurile aici și toate produsele cosmetice sunt mai ieftine cu 20%, să zic așa, decât la duty free în aeroport. Am trecut pe lângă un om care avea un detector de metale
Iustina, cu vreo 3-4 ani când era mai mic, toată ziua stătea pe lângă un om care găsea prin nisip tot felul de chestii interesante, inclusiv cercei, lănțișoare, pierdute de oameni pe plajă. Și asta făcea toată ziua, dimineața până seara, mergea cu detectorul de metale pe plajă și găsea obiecte metalice. Sunt foarte multe restaurante. Cred că, dacă mi-aduc aminte, când m-am uitat pe TripAdvisor și așa, cred că vreo 2000 de restaurante. Așa am și găsit restaurantul românilor din Nord, unde e domnul Dan cu soția, pe TripAdvisor, că erau pe locul întâi și mi-au zis că au luat, mi-au arătat și diplomă și ce mai aveau acolo, trofeu, cel mai bun restaurant și într-adevăr și pe TripAdvisor și într-adevăr nu doar atât, dar mâncarea, am și făcut un vlog, podcast cu ei, un fel de interviu care îl găsiți tot la mine pe canal și tot i-am mai amintit de în alte vloguri când se plângeau oamenii de controle de România și asta, că ei tot ei mi-au povestit că de 20 de ani de când au restaurantul nu au avut niciodată niciun control de niciun fel, nici de la finanțe, nici de la Sanepid, nici de la protecția consumatorului, nici de la nimic. Și aici văd că e mai aglomerat un pic, în zona asta e mult mai multă lume. Bine, și plaja e mai îngustă. Sunt niște hoteluri aici, chiar pe plaje. Unul dintre ele era foarte, foarte vechi, tot așa, de prin 60-65. Mare Nostrum, parcă se numea. Că am început să le țin minte de câți ani de zile vin pe aici. Și acum văd că l-a luat, cred că un fond de investiții, că e investiția foarte mare, de câteva zeci de milioane, are multe camere, cred că are vreo 700 de camere. E uriaș, o să vi-l arăt imediat. Deja o grămadă de oameni sunt pe plajă. E foarte frumos. La unii le place să stea chiar pe iarbă și văd foarte mulți oameni, deși sunt locuri și pe plajă și pe șezlonguri, vin și-și pun pături aici pe iarbă. Oricum, ce mi-a plăcut, una din chestii care m-a atras foarte tare, ăsta e hotelul care se renovează acum, ăsta din spatele meu, de acolo. Arată impecabil și am văzut că au schimbat și ușile și ferestrele, au pus termopane de-astea triplu stratificat. O să trec pe lângă el când mă întorc și să-l vedeți și din față. Și e investiție foarte, foarte serioasă, dar oricum arăta nasol până au început să-l renoveze. În partea aia se văd și munții. Asta e fain în Tenerife, că după partea apartamentului vezi munții și după parte vezi marea. Probabil că o să mergem zilele astea și pe la El Teide, care după cum știți e cel mai înalt vulcan din Europa. Nu mai țin minte, că nu vreau să vorbesc prostii, dar cred că are 3000 și ceva, 3000 și ceva. Pe aici, de multe ori, sunt mulți papagali de ăștia colorați prin palmieri, ăștia stau în zona asta, cred că să-și audă acum, în timp ce și salva marele de la Baywatch, un pic mai expandate. Nu știu cât de rapid poate să note tantia asta, dar, mă rog, are și ea un unchi pe la primărie, probabil. Cleopatra Palace Hotel. Multă lume, vedeți? Foarte multă lume. Dar nu, am venit și în primăvară, am venit și vara, acum câțiva ani, am venit în toate sezoanele, la fel, e full. De-aia merg orice afacere, foarte mulți români care au, am zis, și restaurante, și magazine, au și, pentru că fiind sezon 12 luni pe an, odată că îți găsești oameni care să-ți lucreze pe termen lung, față de la noi la mare, unde după două luni i-ai pierdut,
că nu stă la 10 luni să aștepte pe tine să vii anul viitor să deschizi terasa. Deci ai oameni care ți-i fidelizezi pe termen lung și ai vad, tot timpul trece cineva, cumpără ceva, vine, pleacă, ai tot alți turiști. Și e foarte avantajos pentru un business. Rar apar business-uri de vânzare, mă refer la partea de Horeca, restaurant, hotel, și imediat se cumpără, adică ai pus la vânzare, a doua zi deja s-a vândut, trebuie urmărit tot timpul. Foarte multe restaurante în ultimii 4-5 ani, să zic așa, astea sunt alea de la Parc Santiago, chiar pe plajă, au un living la parter, două dormitoare aici și un dormitor la mansardă. Altele cu 3 dormitoare, altele cu 2, altele cu 1, depinde cum sunt configurate. Aia vă spuneam că în ultimii 4-5 ani de zile au cumpărat chinezii tot ce a fost de vânzare, adică investesc masiv, nu numai aici, în Tenerife sau în Spania, peste tot în Europa. Cumpără, cumpără, cumpără. Deci astea le cumperi, aici pe plajă e destul de scump. Înainte, când am vrut eu să cumpăr acum vreo 10-15 ani, era vreo 400.000, 450, acum a sărit de 1.000.000. E 1.000.000, 1.200.000 chiar pe plajă, pe plajă, cum l-am filmat pe ăla cu 3 dormitoare și cu living. Și se închiriază cam cu 250-300 pe zi. Depinde, v-am zis, și de mărime. Unele sunt mai mari, altele mai mici. Au și o mică terasă afară, cu o masă, cu niște șezlonguri. E fain că dorm cu geamul deschis și auzi valurile. Aici e o zonă mai cu valuri și o să vă arăt imediat, puțin mai încolo, că sunt o grămadă de surferi. E zona unde se face surf. Uite ce frumos stau oamenii acolo pe șezlonguri, așa. Și citesc o carte. E foarte plăcut. Foarte, foarte mulți oameni care au ieșit la pensie din țările nordice sau din Anglia și au vândut acolo casa cu banii și au cumpărat super casa aici și cu pensia de acolo aici trăiești profesor, fiind prețurile mult mai mici decât în Anglia sau în Suedia sau în Finlanda. Băieții pregătesc pui, am mai trecut pe aici, am mai făcut vlog, am mai arătat pui ăștia. Acum încă sunt puși, dar peste vreo oră știți cum arată, că n-ai cum și miros. N-ai cum să nu te oprești să comanzi ceva. N-am mai făcut niciodată. De obicei când mergeam pe aici vă făceam live, dar am zis să încerc să fac așa un vlog legat, fără să opresc camera, de când am plecat și până mă întorc înapoi. Și e interesant așa, tot mi se pare că sunt live și mă uit după comentarii, dar nu niciun comentariu că nu sunt live. Oricum eu o să mă uit când o să pun premiera și dacă mai sunt întrebări, ori vă răspund în vlog următor sau în live următor cu Ștefan, ori vă răspund pe loc. Deci astea sunt la Parc Santiago, unele sunt închise, sunt unii oameni care le-au cumpărat și nu vor să închirieze, dar de obicei cam majoritatea închiriază. Uite, spre exemplu, e închis Parc Santiago 4. Și aici e o vilă care o urmăresc eu de mulți ani de zile. Uriașă, foarte mare, cred că costă peste 10 milioane. Dar n-am văzut niciodată geamurile astea deschise sau mișcare sau să fie cineva și am trecut pe aici zilnic în ultimii 15 ani, adică normal cât timp am fost în Tenerife. E superbă vila și poziția e foarte bună, chiar aici pe mare. Ai deschis terasa. Parc Santiago 001. Dar de ani de zile tot urmăresc să văd vreo mișcare. N-am văzut niciodată. Cred că e unuia care are vreo 100 de vile peste tot în lume și n-apucă să le viziteze pe toate. Mă gândesc.
Uite, privii surferi. O să mă apropii un pic să fac și un zoom. Aici sunt mai puțin, da? Încolo sunt mult mai mulți. Sau or fi stat azi noapte la petrecere și s-au trezit mai târziu. În așteptarea valului perfect. Aici tot de Parc Santiago ține, cred că ăsta e Parc Santiago 2. Nu mai știu ce foarte bine. Dar e același regim în care îți cumperi și ei îți administrează. E ca un hotel, adică are recepție, complexul ăsta are o piscină foarte mare. Se poate servi micul dejun, are restaurant înăuntru. Adică ai toate facilitățile ca într-un hotel, doar că ești proprietar. Faleza asta merge, a mers pe ea și cu Diana și cu copiii și cu Ștefan anul trecut vreo 12-14 km până în capăt acolo după El Duque, după El Duque spre Playa Paraíso. Merge foarte mult. Numai să te țină picioarele. Vegetație specifică, palmieri, cactuși. Și ăla tot de Parc Santiago ține, inclusiv turnul ăla de acolo. Aici suntem în Las Americas, nu mai știu dacă v-am spus că plecăm spre Las Americas. E una din cele mai populare și mai frecventate, căutate, aglomerate, foarte multe restaurante, multe cluburi de-astea de noapte, care nu prea sunt în restul insulei, dar le-au făcut deștept cu cap, le-au făcut într-o zonă puțin mai afară din stațiune și atunci chiar dacă urlă muzica acolo nu sunt deranjați nici cei care stau în hotel, nici locatarii. Arată foarte bine vegetația. Că na, fiind cald 12 luni pe an, nu prea există riscul să se ofilească ceva, doar să le îngrijești, să le uzi, care e nevoie, care nu. Cactus și ăștia sigur nu trebuie. Mai plouă, adică nu e chiar ca în deșert. O dată pe lună mai bagă o zi, două, ploaie. Vedeți lumea ce relaxată, e în vacanță, nu e nicio grabă, niciun stres, nu e nimica. Foarte multe bărci pe mare. O să mergem și noi într-o zi, închiriem-o. Ori închiriezi o barcă să o conduc, ori... Dar cred că mai bine cu skipper, că stau și-o liniștit, că așa trebuie să vii tot cu ochii în patru când ieși pe mare. Nu e chiar așa de... Mai ales că suntem 9 persoane și cu copil mic și cu asta... Trebuie să ai grijă de absolut toată lumea. Să vedem iar balenuțele alea. Sunt niște balene mici aici, vi le-am mai arătat și în alte vloguri. Și chiar le-am filmat și era așa o familie cu pui. Dacă căutați vlogurile din Tenerife de anul trecut, de acum 2 ani. Și balene pilot. Ies un pic înspre mare. Aici e o stâncă care noi zicem stânca lui Ștefan. De ce zicem stânca lui Ștefan? Când erau copiii lui mai mici, el mai tânăr, acum vreo 10 ani de zile, stăteam la hotelul ăsta care îl vedeți aici, Villa Cortez. Stăteam toți. Și sunt foarte multe zone de plajă amenajate, dar Ștefan s-a ambiționat să facă el să intre în apă aici, lângă stânca asta. Și erau valuri foarte mari. S-a cocoțat pe stânca aia să ajungă la apă și chiar când era cocoțat pe stânca a venit un val de la uriaș și l-a dat jos de pe stâncă, e ca și cum l-ar fi ras, cum e piatra aia dură așa, de stânca asta vorbesc. S-a urcat până la jumate aia. Și cum a căzut de pe stâncă, e ca și cum dai ceva părăzătoare, era plin de sânge din cap până în picioare, s-a speriat Mihaela, soția lui. El n-avea nicio treabă, râdea. Sânge de japonez.
Asta e stânca lui Ștefan, așa îi zicem noi. Când plecăm seara la plimbare, e punct de reper până unde mergem, până la stânca lui Ștefan. Și acolo, în zona aia care vă spuneam, dacă aș merge pe jos acum, că e tot așa o alee, așa, pe acolo mai fost, am mai făcut și live, până acolo, în capăt, așa, în zona aia, acolo e El Duque. E foarte interesant, foarte frumos. Și aici e hotelul la Villa Cortez, unde am stat noi mulți ani la rând, dar s-a stricat treaba pentru că era unui neamț care, din păcate, a decedat și copiii lui au chef de orice, numai de business, nu? Și atunci l-au lăsat în paragină. Am mai avut o încercare cu Diana anul trecut sau cu 2 ani, când a renovat apartamentul. Cred că anul trecut în primăvară, nu mai știu. Dar execrabil, deci mirosea în cameră, deci un hotel de 5 stele perfect, o poziție extraordinară și cu un nume foarte bun și cu 3 restaurante cu 4, l-au distrus după ce a murit bătrânul, un an de zile l-au pus pe butuci. Mai bine l-ar da la un laz ăsta mare hotelier să-l administreze, că e păcat de el. Adică are și camere mișto și apartamente mari și vedere spre mare, spa, piscine, adică tot ce vrei. Nu poți să-ți bagi joc așa de o afacere. Dar na, copii de bani, gata, ne puși la muncă, ăsta e rezultatul. Mamă, ce cald, mă bag pe la umbră pe aici. Uite, cel mai renumit magazin din Tenerife și a evoluat foarte, foarte mult. Cred că fac produsele în China și le personalizează cu Alehop ăsta lor. Și au prețuri foarte bune, au toate prostile. Toate nebunile din lume. Și jucării, și de-astea electronice, și ce vrei și ce nu vrei. La început erau 1-2 magazine, acum au împânzit insula. Pe unde te duci peste tot, sunt plin de magazine de-astea ale Hop. O iau acum prin oraș și mă întorc de unde am plecat. Am mers azi mai încet față de cât merg eu de obicei, pentru că am un gimbal de ăsta fix, nu e cu stabilizare, oricum telefonul stabilizează. Și dacă fugeam sau mergeam mai tare, nu, de obicei nu fug când sunt oversize, acum am vreo 5 kg în plus, pe care mă străduiesc, deja am dat 1,5 jos de când am venit, mănânc o dată pe zi, nu mănânc seara deloc. Prima masă o mănânc pe la un 12-12 jumate și ultima maxim pe la 5 jumate. Adică fac fasting 18 ore cu 6. Și nu mă simțeam bine, adică crescuse burtă foarte mult și nu îmi dădea o stare proastă așa. Foarte multe locuri de joacă pentru copii au și foarte bine amenajate și curățenie, adică primăria foarte bine administrează tot ce ține de spații publice. Pe bilele astea sărea Iustin de pe una pe alta când am fost cu el. Mi-ar fi făcut mult să vină și ei, dar e Radu cu biserica acum, cu sărbătorile, cu Crăciunul, cu Sfântul Ion. Vacanța ei și-au luat-o, cred că și-o iau acum vineri. Noi am plecat de pe 15 și ne întoarcem pe 15, când deja a început de școala destul de mult. Poate ne organizăm altfel anul, cumva să vină cu noi, că mi-e tare dor de ei. Și sunt trist așa că nu pot să bucure și ei de vreme bună, de locuri de joacă, de tot ce trebuie. Da, asta este. Asta e viața, nu putem să fim cu toate. Acum sunt chiar pe bulevardul principal. Uitați și ăsta, Villa Cortez din față, hotelul.
Vi l-am mai filmat și din interior când am stat ultima dată la el. Cred că vlogul de acum 2 ani îl găsiți. Un hotel excepțional, a stat ani de zile aici la rând și am recomandat și la prieteni cât a stat bătrânul în viață. După ce n-a mai fost, de-aia e vorba aia, e sfântă, omul sfințește locul. Posta e cel mai frumos loc din lume, cel mai cu vad bun, cu clienți full, cu tot, poți să-l distrugi dacă nu te ocupi într-un an de zile sau te ocupi prost sau nu te pricepi. Aici jos e o galerie comercială cu foarte multe magazine, cofetării. De astea de electronice, haine. Și aici la parter la fel. Seara e foarte animat și o să vă filmez și seara, că sunt luminițe foarte fain. Peste tot toți pomii ăștia sunt îmbrăcați cu becuri. Și arată foarte drăguț. Poate când fac live-ul cu Ștefan, îl facem dinamic, nu-l facem static și mergem așa și ne plimbăm și vorbim. Și atunci o să vedeți și seara cum este. V-am zis, parfumurile, hainele, electronicele sunt mult, și ceasurile, mult mai ieftine decât pe continent. Sunt mulți amici care de câte ori vin aici, că sunt și ceasuri mai scumpe, Rolex sau Hublot sau o grămadă, mă roagă să le cumpăr ceas, pentru că în Europa nu găsești cu prețul ăsta de aici. Și la un ceas de 20-30 de mii, 5.000 cel puțin, mai puțin, se cunoaște. Adică 20% îl iei mai ieftin, pentru că nu sunt taxe. Aici e partea dinspre stradă, la Parc Santiago. Aici apartamentele sunt mai ieftine, pentru că n-ai gălăgia asta de pe stradă de aici. Și poate să fie la acea suprafață de apartament diferență de preț și de 100 de mii. Adică dacă unul spre mare cu două camere e 400 de mii, aici poate să fie și 300. Se și închiriază mai greu, pentru că toți care închiriază, primul lucru se uită să fie cu vedere la mare, că de-aia vii la mare. Dar nu neapărat, sunt oameni care oricum nu stau în casă, nu stau în casă decât cât dorm, și atunci nu contează că faci 5 minute până la mare sau ieși cu spatele sau ceva, că când ai deschis ochii deja te-ai dus pe plajă. Depinde de fiecare om ce îi place, ce mentalitate are, ce își dorește. Mi-aduc aminte de acum când m-am povestit cu un asociat de-a meu israelian. Acum vreo în 2005, aproape 20 de ani de atunci, nu erau foarte multe zboruri directe București la Viv și a trebuit să ne întoarcem cu o zi mai repede și n-am mai găsit bilet deloc și am luat prin Istanbul să ajungem de la Tel Aviv la București. Și am ajuns pe la 12 noaptea. Nu. 11, cred că 11 noaptea am ajuns în aeroport și amicul ăsta meu, asociatul meu, stă doar la Top Capi Palace, la hotel acolo, la Kempinski parcă-i. Și am ajuns pe la 12 noaptea la hotel. Serin? Eu sunt, da. Sigur, cu drag. Facem în două. Ce faceți? În vacanță? Doamne ajută, sănătate. Prima dată? Sau ați mai fost aici? Am mai fost de mult. Ia-ți facem loc. Îmi cer scuze că v-am întrebat. Mi-a făcut plăcere. Cu drag, oricând. Doamne ajută, sărbători fericite să aveți. Doamne ajută, sănătate. Mă mir că până acum nu m-a mai oprit cineva, că mă opresc câte 5-6 persoane. V-am zis că îmi face plăcere, adică oricând mă vedeți, nu vă fie nicio jenă, niciun stres, că eu sunt foarte sociabil și îmi place să vorbesc cu oamenii, să răspund la întrebări, să n-am figuri în cap, mă știți bine că nu sunt cu nasul pe sus. Așa, vă povesteam cu amicul ăsta meu israelian și ajungem noi la Top Capi Palace pe la 12:30 noaptea, hotelul chiar pe malul mării.
și zice la recepționeră, la recepția hotelului, zice I want to see view room. Și spun, bă, dar zic că noi la 5 dimineața, adică noi nu o să vedem deloc soarele, că la 5 dimineața să plecăm spre aeroport, adică dormeam vreo 4 ore, ceva, 3 ore și ceva, 4 ore. N-a plecat de acolo, de la recepție, până nu i-a dat camere cu vedere la mare, dar era întuneric, beznă, 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 adică nu se vedea nimic afară, dar el a zis că el are o imagine și nu poate să stea decât dacă are sea view room. De-aia vă spun că fiecare om are fixurile lui, nu este niciunul perfect, fiecare avem păsăricile noastre. Ăsta e hotelul la care v-am arătat că era pe malul mării, care se renovează. Foarte, foarte bine arată și seara deja l-au luminat arhitectural. E imens, nu știu câte camere are, dar multe sute. Era pe albastru înainte, dar era foarte vechi, v-am zis tot așa, până anii 60-70. Avea 50 de ani, l-au renovat tot. De un an lucrează la el și după cum arată, mult nu mai au. Adică cred că iarna viitoare va fi deschis, dar cum arată la finisări, așa cred că v-am zis, o să fie un lanț ăsta internațional și probabil că va fi de 5 stele. Șantier în toată regulă aici. Ce-i nasol la hotelul ăsta, că și în partea altă de camere, adică chiar cu vedere la mare, să zic, au un hotel în față, nu știu dacă e tot al lor, dar s-a construit un hotel în față și nu prea vezi mare. Poate că o vezi de la ultimul etaj, dar nu sunt sigur. Oricum se lucrează intens aici și se face treabă serioasă, inclusiv, v-am zis, ușile le-au schimbat. Geamurile tot. Au băgat termopane de astea de calitate cea mai bună. După mărimea teraselor sau balcoanelor sau cum vreți să le ziceți, cred că sunt camerele destul de mari. N-am stat aici niciodată în Las Americas, am stat, v-am zis, doar la Villa Corteza, la care l-au stricat copiii. Dar în rest n-am stat la alt hotel. Că am mai stat pe la El Duque. Vă mai arăta pe acolo cu ani în urmă, pe unde am mai făcut vlog. Așa, Mediterranean Palace, îi zicea, nu mai ține aminte. Ăla era mare nostru, lângă. Foarte multe restaurante aici la etaj. Uite, taximetriștii nu stau nici în... Era să urce pe mine, dacă nu mă opream. Să urca pe mine, n-avem nicio treabă. De-aia trebuie să fiți foarte atenți când vedeți taximetriști, că sunt România, că sunt Franța, că sunt Anglia, că sunt Spania, sunt la fel toți. Sunt ca și polițiști, trebuie să fii făcut special de când te naște mama ta, să fii polițist sau taximetrist. Și au alte caracteristici, dar îi recunoști. Dacă e un grup de 10 oameni și mă las jumătate de oră cu ei să povestim, îți spun exact care e polițist. Și aici un complex mare de apartamente, are și doamna Lili, care ne-a ajutat să ne cumpărăm apartamentul și care are în administrare vreo 40 de apartamente pe termen lung și vreo 30 pe termen scurt, avea anul trecut, acum poate are mai multe. Și am și stat aici, ori anul trecut, nu, acum 2 ani cred că am stat la un apartament ăsta de-a doamnei. Tot așa, e aceeași, vedeți că e recepție acolo în față,
ca la hotel, închiriezi și după aia ei ți-l administrează. Compostier la bici, zice, la complexul ăsta. Și dacă căutați pe site-urile de imobiliare, cu un pic de noroc se mai vește câte unul de vânzare. E o zonă foarte, foarte bună, că chiar aici în buricul târgului, pe partea altă e piscină, o curte mare și cu vedere la mare, și se închiriază foarte bine. Foarte bine se închiriază. Aici e magazinul Zara și au tot felul de cadouri de astea cu LED-uri luminate în față. Se vede foarte fain seara, dar o să vă arăt, o să vă arăt diseară. Astea sunt blocurile de care vă povesteam, că sunt cele mai vechi și cele mai înalte din Tenerife. Nu sunt altele mai înalte, că după aia probabil planul urbanistic n-a mai permis construcție la înălțimea asta. Supermarket, vinuri multe. Mă uitam ce bine arată iarba asta, după aia am văzut că e iarba artificială. Cel puțin așa cred că e artificială, dar așa pare. Sau nu, că văd că acolo mai încolo udă. A, nu, aia e altfel. Nu, sigur e artificială. Și globul ăsta găurit aici seara, totul mi-aș face poze, că arată fain, luminos. Parcări foarte multe de astea subterane și dacă găsești loc de parcare afară, e gratis aici, nu se plătește parcarea în Tenerife. Deci oriunde vezi că e loc de parcare afară, e gratuit. Și astea înăuntru, majoritatea sunt undeva la un 10 euro pe 24 de ore, adică super rezonabil. Și vei să coboară la parcare pe aici, pe unde e fântâna asta. Aici, imediat pe dreapta, e restaurantul ăla unde am făcut live-ul ăla cu Natalia Ciobanu și cu Marian Borcea. Când am mâncat împreună, când a venit Natalia în vizită și Marian. Aici o heladeria. Înghețaterie. Foarte bună. Aici un magazin de jucării fain. De ce mai luăm noi jucării la copii? Multe patiserii, cafenele. Și ăsta e restaurantul ăsta de care vă spuneam că am mâncat cu Marian Borcea și cu Natalia Ciobanu la Barca. Îi zice, e un restaurant bun. Adică au pește proaspăt și se mănâncă bine. Și au tot, uite, și Moșu se uită în zare la liberare. E mișto așa să vezi Moșu uitându-se la plaje, cu oameni pe plaje. E o imagine faină. Deja e plin. Cât e ceasul? E 11 fără 5. Și am ieșit din nou. Eu când am venit dincolo, am venit pe aleea asta, m-am dus așa încolo și acum mă întorc tot pe aici. Deja s-au umplut plajele. Lumea deja savurează ziua asta însorită, caldă. Cred că sunt 30 de grade deja, că e extrem de cald, deja am transpirat. Tot felul de mici comercianți cu brățări, cu de-astea handmade făcute. Francezi, nu prea am auzit francezi mulți pe aici, nu sunt mulți francezi. Mai mult nordici, nemți, englez. Englezii predomină. Acum vreo 7 ani, 8 ani, cred că, când am citit niște statistici despre insulă, erau 100.000 de englezi mutați aici, definitiv, cu rezidență în Tenerife. Și eu mi-am făcut rezidență după ce am cumpărat apartamentul.
ai 50% discount la toate cursele de pe teritoriul Spaniei. Deci dacă de aici oriunde zbori, la Barcelona, la Madrid, la Valencia, Alicante, eu știu pe unde mai sunt zboruri, peste tot ai 50% reducere la biletul de avion și ai reducere la toate parcurile astea. De exemplu, la Loro Park, unde a fost, unde mergea Alex și cu copiii Jicol și cu Mihaela și cu Maria și cu Irina, e 42 de euro biletul pentru adulți, pentru cei care sunt rezidenți aici e jumătate de preț, 20 de euro. Deci ai o grămadă de facilități în momentul când ți-ai cumpărat casa aici, îți faci rezidență imediat și după aia beneficiezi de o grămadă de facilități la bilete de avion, la parcuri și mai sunt și altele pentru localnici. Eu nu am folosit niciodată, nu știu exact ce facilități mai beneficiez. Și ăsta e un complex care tot așa dă pe plajă. Foarte vechi, tot așa anii 70, dar foarte scump din cauza poziției, din cauza că aici pe plajă e 400-500 de mii un apartament. Au două dormitoare. Dar v-am zis, e o cerere nebună, adică toată lumea din Europa, pentru că Tenerifele fiind mai aproape de Costa Africii, e ferită de scandalurile astea. Și când a fost criza aia din 2010, aici nu s-a simțit criza, îmi povesteau cei care stau aici, inclusiv doamna Lili. Și când a fost al doilea război mondial, aici n-a fost război, adică e un loc perfect ca să te retragi de, din lumea nebună. Deja uitați câte lume este. Plin, plin. Au fost câteva zile calima. Calima e un vânt foarte puternic care aduce nisip din Sahara și ți intra nisip în gură, în nas, în ochi de câteva ori pe an. Înainte când veneam noi, era de două ori pe an și ținea câte două zile, să zic, trei. Acum e de 4, 5, 6 ori pe an și ține și o săptămână câteodată. Și când am venit noi, mai erau două zile de calima, dar nici n-am făcut vlog, că bătea vântul foarte tare. Asta v-o spun din motive, pentru că trebuia să ne organizăm un pic și aveam probleme administrative. Am făcut și brad pentru aia mică să bucure. Și aseară am împodobit bradul, a fost foarte, foarte fericită. Aici are o zonă de terase și multe restaurante deasupra. Vedeți ce bine amenajat și spațiile verzi și tot. Și în fiecare dimineață când mai mergeam alergat la 7 sau mai repede de 7, plin de oameni de la municipalitate care făceau curățenie. Ăștia o să fie TikToker, că am auzit că făceau ghe-ghe gaga, ghe-ghe gaga și sigur o să aibă succes mare pe TikTok. Foarte cald. Spre bucuria vânzătorilor de înghețată. Mai sunt și șezlonguri libere. Sunt foarte mulți oameni care, nu din economie, dar preferă să stea pe nisip direct. Sunt băieții ăștia colorați care vând pături de alea mari. 5 euro pătură, 10 euro maxim. Și cineva e supărat că n-a primit înghețată. Se întâmplă și necazuri pe lumea asta, ce să facem. E 3 euro aici în zona unde se zlong. 6 euro 2 șezlonguri și umbrela e 4 euro, deci nu, tot 3 euro mi se pare. 9 sau 10 euro 2 șezlonguri și o umbrelă pe toată ziua. Acolo unde mai stăteam noi la El Duque, fiind zonă mai de fițe, mai de lux, e
7 euro în un șezlong, adică 35 de lei. Toate plajele sunt ale primăriei, n-au concesionat nimica, deci închiriez și îți dă bon fiscal direct de la primărie. Adică primăria administrează plajele, le curăță, le aranjează, le amenajează și e foarte ok. Și au lăsat foarte multe zone, dacă nu vrei să închiriezi șezlong, cum e zona asta de exemplu, vii și spui cearceafă. Aici al complex ăsta, tot așa cu vedere la mare, același stil, cumpărat și închiriat. Dacă vreți să vedeți prețuri orientative așa, cel mai bun site care vi-l recomand, Idealista, exact cum auziți în românește, Idealista. Sau puteți să luați legătura cu doamna Lili, care se ocupă de apartamentele care le are administrare și vă ajută să cumpărați și vă ajută cu actele. Agenția se numește promocasa.com, exact cum auziți în românește, promocasa, într-un cuvânt, .com. Și vă recomand cu căldură. Colaborăm deja de peste 2 ani de când am cumpărat apartamentul și sunt extrem de mulțumit de seriozitatea doamnei. Pe aici să mergem port, de unde se ia feribotul. Eu iau, nu iau în dreapta, iau în stânga. Pe aici am venit când am mers încolo prin tunelul ăsta cu ecou și prin farfuria asta zburătoare. Se poate ocoli și pe acolo. Dar pe aici mai umbră și prefer că e foarte cald, v-am zis, și prefer să merg pe la umbră. După ce închei vlogul ăsta, după ce ajung la apartament, o să-l sun pe Ștefan și vedem unde mâncăm la prânz și după prânz probabil că o să facem un live sau mai spre seara. Aici noi suntem cu 2 ore, în Tenerife e ora ca și în ca și în Anglia, cu 2 ore în spate. Deci aici e acum 11, la voi e 1. Că mă mai sună câte un prieten pe la 6 dimineața și ce, am uitat că ești în Tenerife, scuze. Că la noi e ora 8, e rezonabil, știi că mă scol la 7, 7 jumate. De obicei pun telefonul pe silent când dorm, dar îl mai și uit. Am ajuns înapoi în port, în Los Cristianos. Se văd bărcile în față, bate soarele chiar din față, dar o să fac la stânga imediat și o să fie mai bine. Astea sunt niște blocuri așa vechi, răzlețe pe aici, aici cred că a fost ceva, s-a dărâmat. Mă mir că nu l-a luat cineva să construiască. Aici e un centru de scuba diving și poți să faci cursuri dacă nu știi deja. Și chiar în apropiere aici e o zonă foarte bună de cufundări. Sunt și foarte mulți delfini pentru că sunt niște crescători de dorada pe care vi le-am mai arătat în vlogurile din anii trecuți. Și delfinii vin în apropiere acolo ca să... Ăsta e centrul de scuba. Magazine de tot felul, plajele s-au umplut. Uitați-vă ce animate e. Băieții cu voleiul de care vă povesteam au venit aici la... Sunt foarte multe terenuri de volei pe plaje. E foarte bine organizat ca și stațiune, adică ai absolut tot ce vrei, toate facilitățile posibile, toate... Multe parcuri de distracții, chiar aici în apropiere, Monkey Park, Jungle Park, mulți lemurieni care poți să le dai să mănânce, să așează la tine pe umăr, șobolănei de aia mici, cum se numesc, de Guinea, porcușor de aia de Guinea. Pentru copii e ceva incredibil. Și v-am arătat prețurile la mâncare.
La cazare le găsiți și voi pe Airbnb și anul trecut i-am închiriat la Alex, că apartamentul nostru e destul de mic, adică are doar două dormitoare și n-aveam loc toți, cu copil mic și cu toți, și atunci am închiriat un apartament aproape de plajă, în apropiere de noi. Am dat pe 31 de zile, că tot așa am stat o lună, 2000 de euro. În prin sezon, adică de sărbători, când e mai scump, ca de obicei, de Crăciun și de Revelion, e cam cu 30-40% mai scump decât în restul anului. Un living și un dormitor. Adică vine cam 60 ceva de euro pe zi pentru o familie cu un copil. Mi se pare foarte rezonabil. Având în vedere o garsonieră în Mamaia Nord în sezon e 300 de euro, 200 ceva de euro. În complexele noi care s-au construit. Avantajul, v-am mai spus, la insula asta e că nici vara nu-i prea cald, nici iarna nu-i prea frig. Adică temperatura oscilează undeva între 20 și 30. Vară-iarnă, da. Rar prins 20, cum e acum, de exemplu, sunt, v-am zis, 28-30 de grade. Am un termometru acolo la umbră pus pe terasă și am trimis la Ștefan luni când a venit și a arătat 29 de grade la umbră. Asta e portul, e corabia vikingilor cu care am fost cu Iustin, am și făcut live. În primăvară, cred că, am fost cu Iustin și am făcut live de pe corabie. Am fost foarte haioși, ăia care organizează excursia asta cu vikingi, să bat între ei pe acolo, să îmbrăcați ca vikingi, cu scuturi, cu topoare. E foarte atractiv, să zic așa, pentru copii. Iustin s-a simțit foarte bine, i-a plăcut foarte mult. Multe tabere de copii, am văzut foarte multe grupuri de copii care fac tot felul de concursuri pe plaje, de tot felul. Sper că nu v-am plictisit, dar am vrut așa să vă introduc un pic în atmosfera asta așa de vacanță, de relaxare, să vă bine dispun un pic. Să vă aduc soarele în casă. De-aia v-am luat cu mine la plimbare. Uite căsuța asta de pe plajă care se vinde. E foarte ciudată și ca arhitectură și ca poziție, ca și tot. Și mă mir că n-au dărâmat-o. Dacă vreți să sunați, sunteți curioși. Și mă chema și pe mine în vizită, că v-am dat pontul. Dar așa, după cum văd eu și ce poziție are, cred că un milion lejer vrea pe ea. Chiar dacă arată așa cum arată. Și chiar aici pe plajă, foarte, peste tot, WC-uri și dușuri, peste tot. La fiecare 200-300 de metri găsiți WC-ul și duș. Uitați că aici sunt și prețurile la șezlonguri, deci am ținut bine minte la vârsta mea să vi le și filmez un pic. Deci uitați-vă, un șezlong 3 euro. Două șezlonguri 6 euro. Umbrela 3 euro, deci total 9 euro cu tot, două șezlonguri și o umbrelă. Deci mă bucur că nu v-am dat informații eronate. Deci două șezlonguri și cu umbrele, cât un șezlong la noi la mare. Ce, că în Mamaia, pe acolo la Fițe, e și un milion pe malul mării, un șezlong. Asta e
un supermarket aici, vi-l arăt imediat în stânga, de unde ne cumpărăm noi dimineața iaurt, apă și așa mai departe, că e chiar lângă blocul nostru, chiar la parterul blocului, din partea stânga a blocului. Ăsta e supermarketul. Foarte bine aprovizionate, fructe proaspete, smeură, afine, mănâncă aia mică afine, o grămadă. Și terasele de aici și am ajuns de unde am plecat, de la palmire astea care sunt în fața blocului meu. O să-și închei vlogul aici deja. Mi-am propus să fie o oră, dar e o oră și 13 minute, dar îmi doresc să nu vă fi plictisit. Nu v-am arătat chestii wow sau spectaculoase sau noi, dar am, cum v-am spus, scopul a fost să vă introduc în atmosfera asta de vacanță. O să ne revedem în cursul zilei, probabil v-am zis, nu știu la ce oră fac live-ul cu Ștefan, dacă îl fac înainte de a pune vlogul ăsta sau după. Dar oricum, ăsta este planul, să facem un live. Am un avantaj că am ușe chiar aici, la, uite, English Breakfast, 2,50 €. Adică ies din bloc și mănânc un breakfast cu 2,50 €. Și am ușa asta aici care dă direct în curtea blocului. Și avem și o piscina noastră aici la bloc. Toate blocurile astea, toate complexele rezidențiale de obicei au câte o piscină mare. Miroase a mâncare gătesc doamnele aici de la parter. Asta e piscina. E apa perfectă, e caldă. Avem duș aici. Ia că-s curios cum e apa, poate bag o baie. E caldă, caldă, dar nu e încălzită, cred că de la soare s-a încălzit și seara o acoperă cu chestia aia, cu folia aia. Cred că mă duc să mă schimb până mă sună Ștefan, ca să are ceva treabă și bag o baie. Ăsta a fost vlogul de azi, oameni buni. Ne revedem în curând, Doamne ajută, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.